Legislativul local este convocat în ședință ordinară în ultima zi a lunii iulie, începând cu ora 11. Pe ordinea de zi sunt înscrise 13 proiecte de hotărâre, toate inițiate de primarul municipiului Marius Pintilie. Ședința va fi deschisă cu patru proiecte privind modul de bugetare al Bibliotecii Municipale Leonard Cavriliu. Apoi va fi supus aprobării contul de execuție bugetară cu veniturile și cheltuielile din al doilea trimestru al acestui an. Pe ordinea de zi sunt înscrise și câteva proiecte privind atribuirea unor loturi de teren pentru construirea de locuințe pentru tineri, un schimb de locuințe la blocurile anele, prelungirea unui contract de concesiune, actualizarea unui plan de amplasament al pieței din deal, precum și aprobarea unui plan urbanistic zonal pentru o suprafață de teren de peste 2000 de metri pătrați. La sfârșitul ședinței Va fi ales următorul președinte al legislativului Pășcănean pentru perioada august-octombrie 2024.